Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Roblox. A trecut ceva vreme de când nu ne-am mai jucat joculețul acesta minunat și de asemenea de când nu ne-am mai jucat Jailbreak, pentru că mă refeream la Roblox în general. Astăzi avem un abonat cu care vom juca și pe care îl vom ajuta noi? Nu, ne va ajuta el pe noi. Hai să vedem. Unde este? Avem o fetișcană. Fab, ok. Hai să ieșim puțin afară. Îl cheamă Matei pe abonatul nostru și el este un expert în Jailbreak. Nu știu dacă e expert pe bune, dar rămâne de văzut. Și că se pricepe el, se mai joacă pe aici. Cine mă ăsta? Sultanul? Cine? What? Au schimbat caracterele, dacă nu mă înșel? Sunt unele mai slăbuți acum? Ce ai făcut, nene? Ai greșit anul, bosule. Ai greșit era. Hai să vedem unde este băiatul nostru, Mate. Ia uite-mă, curcanul. Ce ești, mă, așa zâmbitonă? Vrei să-ți fur portofelul? A? Bun. Hai să-l salutăm. Salut, Matei. Salută și tu abonații mei. Ok, ca să vă salute, Matei, băieți. Habar n-am dacă înțelegeți ce încerc să-i spun, dar ok. Se cenzurează urât. Se cenzurează urât. Bun, ideea este în felul următor. De ce ne jucăm Jailbreak? Pentru că a avut loc un mare update și mai exact cred că au încercat ei să facă ceva și s-a întâmplat pe Fortnite, adică să aibă un event în joc ce are loc, să spunem așa, în același timp cu mai mulți jucători, pe toate serverele. Iar în joculețul acesta a explodat vulcanul. Prima misiune este să ajungem la vulcan, îi spunem lui Matei. Ok, dar nu ne apare deasupra capului, cred că este puțin lăguit serverul, dar nu este mare problemă. Jucăm destul de târziu, este 2 dimineața, 2-3 dimineața, ceva pe acolo. Hola, ia uite-l mă, a venit cavalerul să ne salute. Bă, dar ce ochi are. Noi ne ducem după Matei, știe el cum să ne scape, dar asta nu vrea să ne dea cărdulețul. Wow, ce-a făcut mă băiatul ăla? Dinner? Nu vreau să mănânc. Se pare că va fi... fi dificil să scăpăm din închisoarea asta. Nu putem să scăpăm nici... putem să scăpăm prin canalizare. El voia cărdulețul, dar... se pare că nu ne... nu ne-l dă nimeni, știi? Băi, e destul de greu de luat dacă nu te lasă polițiștii. Așa că o să-l urmărim pe Andrei, pe Matei. Mai țineți minte update-ul acela? Nu l-am prezentat când s-a făcut nebunia asta cu tunelul. Este cel mai popular joc de pe Roblox. Împreună cu... Super Hero Tycoon ăla pe apă, fugi mai repede. Împreună cu Super Hero, nu Super Hero Tycoon, Super Hero, ăla cu super puteri, nu mai știu cum se numea. Și mi-ați spus să-l joc pentru că s-a făcut mare update acolo și o să facem și acolo un episod, desigur. Nu este uitat joculețul acela. Bine, este într-un fel uitat, adică eu nu m-am mai jucat, m-am jucat doar puțin la început. Dar pentru că nu m-am mai antrenat off-camera, ia uite-l mă pe Matei. Bă, băiatul nostru are skin-uri, mă. Păi se joacă, Matei, nu stă de glumițe. Și-a băgat un spoiler. Asta este spoilerul? Cred că ăsta e spoilerul nou? Abar n-am. Cred că a ieșit din mașină. Da, deci ăsta e spoilerul nou, face parte din update. Și scrie pe el, dacă vă uitați atenți, 2B. De la 2 billion, de la 2 miliarde de vizite pe jocul acesta sau ceva de genul. Și vedeți și voi că Matei nu glumește, are totul cumpărat aici, omul. N-ai ce să-i zici și începe să mă doară în gât, așa că o să opresc aerul condiționat. Și dacă vă întrebați de ce n-ai dat drumul la aerul condiționat, este că se face cald aici pentru că am multe lumini și chestii, chiar dacă nu apar pe camera aceasta, sunt într-adevăr și calculatoare și nebuneli. Ăsta este vulcanul. Mă dau puțin jos. Ok? Din vulcanel, din... what the fuck? Nu am dat drumul la parașută. Așa, presupun că putea să lase elicopterul jos, dar eu m-am aruncat. Știu că nu-ți iei damage din vulcanul ăsta. Dar, na, toată lumea a fost aici prezentă și nu știu dacă ați fost și voi, spuneți-mi în comentarii, nu mă pot urca pe el. Credeam așa că mă pot urca, dar cred că mă omoară. Da, nu știu, voiam să sar în vulcan, să văd ce se întâmplă, dar am văzut că nu se iei damage. Oare mă taie elicea? Luăm foc băieți sau nu? Oh! Oh! Credeam că nu mori. Mă spawnează direct de aici, ce tare! Asta e baza criminalilor, ok, că m-am uitat la unul de seara în vulcan, că era altceva. Habar n-am, în fine. Collector. Avem mașinuțe. Și mi se pare că îți poți schimba... îți poți lua niște haine de aici?
Museum Collector, deci cred că dacă jefui muzeul îți dă ceva. Păi te-ai aruncat în vulcan. True that. Crime Boss. Bă, vreau și eu Crime Boss. Buy this to unlock the... Așa, ok. Deci ce vreau doar voi să fiți boss, eu nu? Ia uite-mă. Stai așa că sunt la costum. Se vede părul ciudat, poți să dau chestia asta jos? Nu pot da jos! God damn it! Vreau și ochelari de boss. Și bandana la gură. Am înțeles. Suntem pregătiți, avem SMG ce ăsta. Rifle? Mamă, Andrei! Matei, pardon, nu știu de ce zic Andrei. Cine se uită la videoclip și îl cheamă Andrei, probabil o să fie puțin stânjenit. Dar, ok, deci am văzut vulcanul. Deci am văzut vulcanul. Hai să ne plimbăm puțin prin oraș. Am văzut că l-au mai schimbat sau refăcut. Refăcut. Am văzut că au refăcut orășelul. Nu știu ce scrie acolo. Cu ce mașină mergem? Cu ce mașină mergem? Mănâncă nasul. Îți arăt și spitalul. Ah, da. Celălalt update este spitalul cu mașina de cusut. Nu, glumesc. Cu mașina de zmurdu, salvarea, știți voi. Presupun că nu are rost să mergem cu nicio mașină. Mergem cu helicopterul, că e mai rapid. Ok. Are dreptate Matei, pe care îl cheamă Andrei. Bun. Live 2 billion visit update. Deci, jocul acesta e în vizite, se calculează. Cât de multă lume a jucat joculețul. De ce este în vizite, poate vă întrebați? Pentru că atunci când s-a înființat Roblox-ul, ei nu aveau un plan ca harta asta să fie o hartă pe care intră oamenii să joace. Cel puțin așa cred eu. Harta asta era făcută ca fiecare jucător, dacă v-ați jucat Club Penguin, fiecare jucător avea casa lui. Înțelegeți? Pe casa ta îți făcești tu o căsuță acolo, o plajă, o chestie. După care ăștia au început să-și facă hărți pe casele lor, da? Pe planșele lor. Și de acolo toată nebunia cu vizite. Bun. Asta e ambulanța. Și ce face? Adică cu ce te ajută? Cu ce te ajută ambulanța? Și te poți pune în spate. Hai să ne plimbăm puțin. Hai să ne plimbăm puțin. Deci te pui în spate și ce? Te vindecă careva? Zici că suntem în ambulanța aia neagră, deci... Nu știu dacă știți voi cu ambulanța neagră și chestii. Nu cred că se numea neagră, mi se pare că era altfel, da, mă rog. Păi și-ți dă viața sau ceva? Sau e la mișto? La mișto mașina. Mă gândeam că poate te ducă și la spital. Îți poți da viața la spital? Ah. La mișto. Ok. Am înțeles. Deci avem o nouă ambulanță. Ce părere aveți de ambulanța asta? Adică, nu știu, eu nu prea mă joc jailbreak. În spital nu poți intra. Ok. Eu nu prea mă joc jailbreak. Eu intru așa din când în când, mai fac un episod o dată la 2, 3, 4 luni, ca să vedem ce s-a mai adăugat nou, să vedem cam cu ce se mănâncă toată treaba și urmărim progresul jocului. Cam asta facem noi aici. De-aia chem abonați să mă ajute, care ei se joacă și tot așa. Bun, hai să vedem. Aș vrea să jefuim și noi ceva. Opa. Oh, ți arată și damage-ul. Mamă, ce l-am ciuruit pe băiat. L-am făcut. Nu, am crezut că a murit Matei. Repede breakout? Cum de-ați dau breakout? Nu știu să dau breakout. Din păcate. Pentru că nu mai joc joculețul acesta. Și a rămas și cu ambulanța care nu face nimic. Și nu știu dacă pot să fur mașina de poliție. Nu e problema? Bă, o pot fura aici, nebun. Ok. Trebuie să mă pun cumva în spatele lui să fac ceva. Nu sunt... Când m-am jucat eu, mi se pare că nu era mecanica de breakout. Deci de asta nu am știut. Ok. Hai să mergem înapoi la poliție și merge repejor mașina asta. Cum ne va fac harta mare? Doar atât de mare o poți face? Pe M ceva? A, barna, merge prin apă mașina asta? Probabil că nu. Merge prin... Paycheck! Ești nebun la cap. Mașina merge prin apă, băieți. N-ai treabă cu ea. Adică, na. Cât să fâr, n-ai cât să fâr, dacă știți cum zic. Unde naiba sunt, nu știu. Cred că încolo e închisoarea. Vin eu înapoi? Vin eu la închisoare. Intru în perete. Mamă, cum se aude în tunel. E frumos, m-a făcut jocul. La chestia cu tunelul de mult timp. Hai să vedem. Lu, cineva...
Avem sirena cumva. Că uită, mă. A, F-ul era. Spate, spate, spate. Aha. Poți să conduci tu? Ok, era să ne aresteze ăla. No! No, nemernicule, trebuie să alerg. Nemernicul. De ce n-a plecat cu mașina? Nu știu, l-a dat jos? Press and hold behind the back of police to pickpocket their key card. Asta știam deja. Vedeți, datorită faptului că este vulcanul, acum s-a mai schimbat și culoarea așa de pe harte, cu mult praf pe jos. Nu știu, poate o fi vreun update de toamnă sau ceva. Dar ia să vedem ce zice Matei, ia zic Mandrei. Ți-a păsat pe lângă mine, mașina de polițiști, sigur, campează. Da, campează curcanii ăștia pe aici. Îl întrebam cum să fac să dau breakout, dar cred că trebuie să-mi apară buton pe corpul lui, știi, cu breakout. Eu când am apăsat E, doar îi dădeam cu pumnul, pentru că asta apăsasem din reflex E-ul. Ok, hai să luăm și noi arme și chestii. Mă simt ca pe Sump în jocul ăsta, nu știu dacă v-ați jucat vreodată Sump. Eu, când eram eu mic, acum să zicem 8 ani, Sump-ul era la putere, adică, na. Toată lumea juca Sump. De ce zice buy this item from gun shop to use it? Nu am mai cumpărat-o. Oh, ok. Yo, don't. Țac, agentul 009000. Asta e cam aiure, adică ori ești agent secret, ori ești super, nu știu, cu super puteri chestii. Cum stu așa și trage, ce are, mă? Da, mă simt ca pe Sump când joc jocul acesta. Adică San Andreas multiplayer, foarte tare Sump-ul, însă, nu știu, parcă acum nu prea mai e vremea lui. Sump-ul mergea foarte bine acum 7-8 ani. Acum merge și cum Sump-ul, nu zic nu, dar ai alte variante de jocuri mai bune, zic eu. Însă o parte din mine m-ar face să vreau să mă reîntorc la Sump să mă joc, pentru că era super distractiv, am de multe amintiri cu jocul ăla și... Dar, în același timp, m-am jucat atât de mult. Mă jucam Sump, aveam zile în care intram cu prietenii, ne jucam naiba de la 10 seara până la 8 seara. 10 seara, ceva de genul. Ne jucam 12 ore pe zi. Foarte distractiv jocul. Dar, habar n-am. Oricum, lumea știu că se mai joacă și acum. Hai să mergem să șefuim un magazin ceva, pentru că poate mulți dintre voi nu știți despre ce naiba vorbesc de Sump. Ăsta muzeul l-am mai jefuit, de ce? Să vedem dacă s-a mai schimbat ceva, eu știu, jefuim un muzeu, o chestie, o trestie. Ceva pe aici, oricum, Matei văd că se pricepe bine. Sunt ceva polițiști, sunt și ceva criminali. Hai să mergem. Să vedem, ne mai este sau nu. Chiar suntem agenți secreți. Vedeți aici, uitați-mă. Bă, nu e de glumiță. Place dynamite. În 7 secunde. God damn. Museum. Păi am pus mai aia sau nu? A crezut că... Mama, dacă mă omora. Fii atent la Matei ce face. Eu nu mai știu, deci te duci printr-o parte, parcă, nu? Am început. Mu! God damn it. Trebuia să iei... Deci ce face el acolo? Că nu mai țin minte, asta e să mă duc aici. Dacă tot s-a activat toată treaba. A, ți-a viață! A, asta trebuia să-l luăm, mă. Ok. Mamă, 5 kg. Inițial am crezut că aia îți dă doar... Deci a schimbat mecanica, nu era așa înainte, cu săculețul și cu nebuneli. Ok. Du-te tu aici. Ok. Țin minte că era un fel de puzzle sau ceva. Grab the jewel. Not enough. Vreau să fac cumva puzzle. Aha. Ah, goddammit. E cu delay la mouse. Ok, trebuie să ne grăbim, cred. Nu! Una. Una. Uh-oh. Am rezolvat? Sunt aproape mort, cred. Switch room 2, switch room 1. A, trebuie să tragem de ăsta. Aha. Mă scuzați că nu mai știu atât de bine, dar nu m-am jucat de foarte mult timp. Robloxano. Hai, bă, că a fost easy ăsta. Ok, m-am prins repede. Ok, credeam că are ceva la legătură cu bilele alea din tavan care făceau lumină, nu știu ce erau lămpi, nu am înțeles de ce. Dar țin minte că eu am jucat treaba cu muzeul, update-ul, în caz că n-ați văzut episodul, fix când s-a adăugat atunci foarte recent și de-aia mă uitam că s-a mai schimbat câte ceva.
Okidoki. Și acum vinzi aici? A, putem să rămân în mașină. Și vinzi la doamna asta, cred. A, doar te așezi așa, 4.000 cash, dar jocul ăsta îți dă foarte puțin, adică doar 4.000. Și știu că mașinile sunt, da, uite, salvarea era 90.000, dar sunt unele mașini extrem de scumpe. Adică tu chiar trebuie să joci aici ca lumea. Știu că vorbeam cu Manu, care era, el avea foarte multe chestii cumpărate și spunea ai nevoie de extrem de mulți bani, ok. Bun, bun. Ce putem să mai jefuim? Mai jefuim una alta și apoi cred că jucăm și ca polițist. Poate prindem ceva criminali. Mamă. Ce? E cenzurat? Ce? Ce să mai jefuim? Poate... La bancă acolo, poate? Hai la bancă. Hai la bancă. Pe ruta aia nouă. Mi se pare că n-am fost. Sau am fost, dar nu prea ne-a ieșit. Au băgat deșert. Ce n-ai băgat aici? Sper că e deschis la bijuterii. Ia să vedem. Da, și noi așa câteva jafuri pe aici, pe acolo. Și după aia, în următorul episod de Roblox o să jucăm la bank. Închis, cred, nu scria closed. În episodul viitor o să jucăm ăla cu supereroi. Nu zice closed. Ia uite, mă, ăsta e chiar mișto update-ul, că poți trage din mașină. Înainte nu mergea. 6, 6, 6. Încercăm să-l omorâm ca să... Ce facem ăla? A sărit sau nu? Încercăm să-l omorâm ca să-l luăm cardul. Zboară gloanțele din el, what? Păi am gândit să... Trebuia să fie mort. Așa, mă, dă-ne cărdulețul. Pistol, nu pistol. Unde ne-ai cardul? Nu avea card? Pe parcă n-a dropat. De ce n-a... What? Hai, mă. E o șansă să dropeze cardul? Credeam că dropează 100%. Plâng. Atea jos din mașină. Ce, mă, aia? Și că e camionetă veche. De poliție. E blindată mașina omului. Abia îi dai 6 damage. 12, 18. Și zboară, ăsta e Superman. Nu știu dacă l-ați văzut. Ce geamuri are omul. E blindat până în dinți. Yes! Enter driver, enter passenger. Păi nu-ți dă nimic. Hai, mă. Gata? Super, hai cheada lui. Nu știu unde naiba l-a luat. Poate-i dă doar ălea care îl omoară. Uite-mă cum merg. În sfârșit jefuim banca și mergem pe ruta aia nouă. Că parcă n-am mers. Am încercat cu Manu, dar nu ne-a ieșit niciodată. Place dynamite? Eu mereu mor aici. Du-te tu primul. A, a făcut distanța mai mare între lasere, asta e bine. What? La mine e deja deschisă ușa. Cine mai explodează că e ușa deschisă? Ok. Give me the money! Nu am rucsacul upgradat și toate cele. Au intrat curcanii deja. M-a aruncat din mapă? Oh my god, pe bune. M-a lăsat singur, Matei. Eu ce mă mai fac? Nu știu dacă pot să ies de aici. Habar n-am, nu știu, în viața mea. Hai să ne grăbim, poate.
E deja spartă, n-ai treabă cu ei. Ah, bă, da-mă, parcă am ieșit o dată pe aici. Robbery success? GG. Hai că am luat bănuții. Deci ăștia nu trebuie să-i raportez nicăieri? Mai am să scriu bănuții cu 2 de ei. Da, nu mai contează. Are 10 milioane omul. Are bangârlă. Iar eu sunt polițist și sunt, pardon, sunt criminal și sunt sigur pe aici. Pe bune, pick-up la 9000 de dolari. Ce mișto e ăsta de la SWAT. Mamă, mișto rău de tot. Ok, hai să ne gândim. Păi am cam explorat ce era nou, să zic așa. Ok, hai să ne facem și polițiști. Să arestăm pe cineva. Mamă, ce mișto e asta decapotabilă. Asta nu o pot conduce. Știi, ar trebui să adaugi chestia asta, să-ți dea cineva voie să-i conduci mașina. Mi-ar plăcea. De ce să... 500 de mii, voi vedeți cât de mult înseamnă 500 de mii? Eu cât n-ai bani am. 33, tura 2. Ne-am schimbat la polițai. Das polițai în comun. Și ne ducem acum să ne îmbrăcăm corespunzător și să arestăm niște băiețași. Nu suntem așa mulți polițiști, criminali sunt foarte mulți, deci imediat facem legea. Am 235 de cutite deschise sau cineva astea. Dă-mi și mie voie. Danke. Ia uite, mă. Acum, pac, pac, pac. Frumos. Hai să ne cărăm de aici, nu știu dacă el are SWAT-ul deblocat. No, 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 no. No, 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 vino încoace, bă, băiatule. Că mergem cu ceva heavy. Hai să-i prindem pe băiețași. Mamă, cum trage cu mitraliera aia. What the... Holy! Mamă, înainte nu era mai în joc. Wow! Ai și cu ceva în nos. Wow, wow, stai așa că ne luăm zborul la propriu. Să-ți faci mașina? Nu, no, lasă așa. Asta așa, nu mă interesează să arătă mișto, vreau doar să prind criminali. Asta așa. Băgăm ceva viteză, frumos. Și ia să-i vedem noi pe băiețași. Unde este? Unde este ei? Ia uite unul. Dă-i după el. A, nu l-am prins. Credeam că le iau în țintă, dar... Prea târziu. Nu mă întrebați cum urc scara. Țic, 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 țic. Hai, hai, hai. Unde s-a dus suspectul? Uite-l. Holy fuck, mi-am rupt picioarele. Mi-am rupt picioarele, băieți, vă spun. Nu știu cum ne-ai vazat din la parașută. Dar nu mai contează. Unul l-am prins. One down. Dăm așa o mică raită prin oraș. E bune, nu-i nimeni? Unde sunt, mă, toți criminali? Cred că mergem la baza lor. Uite, asta nu-mi place. De ce se gliciuiește în spate așa? Loc. Am uitat să-mi cui mașina. Poate ne-o fura careva. Dar mi se pare că asta merge condusă doar... Dacă ai SWAT-ul cumpărat, nu? Opa! Osule! Bă, pe eu ce fac, mă? Arest! Gata! Easy money! Venim aici cu sirene, cu de toate. A scăpat unul? Ok. Dăm cu spatele frumos. Sunt mai nobalău așa, dar tot îi prindem. Deschidem și mie, te rog. Și acum cred că mergem la baza lor de criminali. Mai dăm o tură la bancă să vedem. Îmi place cum am făcut aici. Arată mai binișor. Ușor mergem așa, că nu ne grăbește nimeni. Până vedem pe careva. Aha. Nici nu o pornește alarma, deci ăștia nu știu unde naiba sunt. Opa, văd ceva acolo? Erau criminali? Nu e ca și cum aș vedea ceva. Cum naiba conduci cu mașina asta?
E? Oare din first person tragi mai bine? Ia uite că noi chiar ne împușcăm cu el. We need backup, backup. Backup needed. Avem nevoie de alți curcănași. L-am prins! Taserul? L-a luat, mă. Gata, ești under arrest, bossule. Am mai luat și pe asta? Habar n-am. I-am arestat, l-am arestat pe ăla de sus, bravo. A picat jos. Știe, mă, Matei, cu Y. Ne continuăm raita, băieți? Vă place sau nu vă place? Nu știu cât de lung e episodul acesta, dar hai să ne jucăm dacă tot am intrat pe jailbreak. Avem un suspect. What? De ce s-a dus mașina așa? Ok. Cred că e cel mai simplu joc în felul ăsta. Pe bune, nu poți să spargi semnul? Dai, da. Cum bă, dita mai jeep-ul nu urcă? What? Dita mai jeep-anul? Am pierdut pe ăla de un miliard de ori. Mai începe să și ploaie. Eta, ce frumos. Gata, ho, calmează-te. Easy, Leanu. Opa. Joseanu. Ce am făcut, mă? Domniță, ce aveți la roți aici? Hai să scăpăm și de asta. Punem scutul. FBI, open up! Hai, gata, bossule, dă-te bătuia, îl nimerim. Merge taserul de la distanță, băieți? Aveți idee? Presupun că îl omorăm atunci. Și acum, o, l-a prins, mă. Îi dăm și cu taserul ăsta, era ăla cu hack-uri, parcă? Mamă, ce nebun. Cum ne-ai va scriu? Ce nebun. Ok. Hai că-i curățăm pe băieți. Zici că mergem cu autobuzul. Așa se simte mașina asta. Arest. Easy, Leanu. Bă, ce skin are ăsta pe mașină. Ești nebun. Wow, mișto. Acum îi dă jos din mașină. Le dă taser sau pune direct cătușele pe ei? Oh, cred că fugim cu asta. Eject. Aaa, așa dai țigătușile în mână. Cred că fugim cu asta. Nu glumă. Păi e mai bună, mă, asta, că ești pe geam și faci așa, țac, țac, țac. Și tragi după ei. Nu? Înainte, mamă, țin minte când m-am jucat prima dată jailbreak. Ce rău îmi părea că nu puteai să ieși pe geam ca să tragi. Era atât de stupid. Dar acum că o implementat, are mult mai sens, mult mai mult sens jocul. Opa. Stai să încărcăm. Îl iau? Oh, nu l-am prins. Mamă, ce ne-a făcut ăla. Și eu nu pot să mă urc în mașina asta, că nu am cumpărat-a. Ne-a făcut băiatul, dar i-am prins iubitul. Câte gloanțe sunt aici. Bă, dar nu duce taser așa departe, așa e? Mamă, ia Matei pe toți, unul nu scapă. Frumos. Și hai să mai prindem unul ca să încheiem și un episodul pe ziua de astăzi. Chiar a fost distractiv. Este distractiv într-adevăr jailbreak-ul, dar mult, mult mai distractiv vedeți și voi în doi. Când ne ajutăm unul pe celălalt, fie că jefuim magazine sau fie că prindem criminali, este mult mai fun în doi. Poate data viitoare o să încercăm să jucăm și pe Discord, să-l invităm pe Matei sau pe Manu sau cu oricine altcineva
jucăm, să vorbim direct pe Discord. Cred că este mult mai simplu așa, să-l auzim și pe el ca să nu mai fie nevoie să îi scriu. Zic și eu, nu știu. Dar rămâne de văzut. Ia uite-l pe la un elicopter. Era unul în spate, dacă era polițist. Ce omul ăștia aici? Dar de ce a schimbat mașina? Era lovită sau ce? Opa! Ia uite-l! Wow, wow, ok! Se pare că nici nu mai au parte la arestul acela. Vreau să se dau cu taserul. Ok, băieți. Are sirenă, nici nu știam. Nino, 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 mă pun în spate, nu mai merge, bun. O să ne oprim aici, băieți. Ne-am jucat destul pe ziua de astăzi. S-ar putea să fie un episod mai lung, rămâne de văzut când îl editez acum. Dar eu sper totuși să vă fi plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like ca să mai facem și altele pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!